Fetițe scumpă, navele nu sunt un loc potrivit pentru o copilă fermecătoare ca tine. Sub acest acoperiș vei duce mereu o viață demnă de gârșia ta. Nu vei înțelege acum ce-ți spun, dar să știi mereu în adâncul sufletului că ești iubită, așa cum am iubit-o pe mama ta. Așa i-a spus John Lindsay, capitanul Marina Britanică fiicei sale, în vreme ce lăsa într-o imensă casă numită Kenwood. Îi mai spusese că acum va fi sub protecția unchiului William și a mătușii Elizabeth la Kenwood. Fica l-a privit cu ochii mari încrezători, căutând să cuprindă cât mai mult din sensul la tot ceea ce trăise în ultimele săptămâni. Nu a pus mari întrebări. Nici nu ar fi știut ce să întrebe. În vârsta ei de 6 ani, noutățile erau acum mai mari și mai multe decât întrebările. Mai ales de când acest frumos și manierat ofițer englez apăruse și-i dăruise rochițe frumoase și-o încălțase în cele mai fine șosete, cu ghetuțe comode și călduroase. Nu mai umbla desculță și cu haine rupte. Îi dăruise dulciuri, jucării și mâncăruri bune și o adusese departe, peste mări, călătorind într-o cămăruță mică, dar mai confortabilă decât hambarul urât-mirositor în care trăise cu mama ei și o sumedenie de alți oameni. Avea să o ducă acasă, în Anglia lui, care acum avea să fie și a ei, așa îi spusese. O țară frumoasă și modernă despre care nici măcar nu știuse că există. Pe drum, pe mare, îi povestise atâtea și îi arătase atât de multe hărți și cărți, încât totul o fascinase, dar mai ales vocea aceea liniștită și protectoare. Acum a ajuns acasă. Tot ceea ce îi spusese despre locul în care avea de acum să rămână a fost chiar așa, ca adevărul pe care tocmai îl rostise și care, copilă fiind, îl simți plin de căldură. Era fiica lui și era iubită de el, așa cum o iubise și pe mama ei, negresă, cubaneză ca și ea, cu aceeași culoare a pielii și a ochilor, atât de diferite de ale lui, tatăl ei, ofițerul englez. Un om bun cu o voce minunată și caldă, cu ochii blajini și albaștri și cu pielea albă ca laptele. Iar ea înțelegea că era și ea britanică acum și că purta numele ambilor săi părinți, Belle și Lindsay. Era așadar fiica legitimă a unui ofițer britanic și a unei sclave de care tatăl său s-a îndrăgostit când a capturat o navă spaniolă, a salvat-o pe mama ei, undeva în Caraibe. Mama n-a putut să vină și ea, pentru că nu era liberă, așa îi spusese. Dar ea era și acum avea să înceapă să fie o adevărată domnișoară de familie nobilă, căci în casa străunchiului său avea să aibă tot ce îi se cuvenea. Erau o mulțime de cuvinte noi pe care nu le înțelegea prea bine, dar tatăl ei îi spusese să nu-și facă griji, iar ea, privind încă o dată în ochii calzi și senini, cei mai frumoși și mai blajini din lume, nu-și făcu. Tatăl avea să plece din nou în misiune pe mare, căci era un brav capitan, iar mama a rămas dincolo de oceanul cel mare, iubind-o foarte mult. Atât avusese vreme să înțeleagă din povestea ei de viață, iar cât despre casa în care avea acum să locuiască, ei bine, depășea orice își putuse imagina vreodată. Nu mai văzuse ceva atât de frumos până acum precum Kenwood. Era o reședință, așa îi se spusese, a străunchiului ei, primul conte de Mansfield, William, și a strămătușii Elizabeth. Niciodată nu mai văzuse saloane atât de mari și de înalte și de frumos decorate, iar grădinile casei erau mai mari decât locul în care ea trăise vreodată cu mama ei și de un verde splendid pe care chiar îl va adora. Avusese dreptate încă o dată tatăl ei, John Lindsay. Și iată că în salonul în care îi se servea ceai și biscuiți delicioși, tatăl și străunchii săi păreau foarte încordați. Mai era și o Lady Mary și Elizabeth, fetița de vârsta ei, care o priva cu o curiozitate nestăpânită din fotoliu în care se așezase. Ba chiar îi arăta niște dinți la fel de puțin ca ei când îi zâmbea cu toată gura. N-a înțeles mult din ce au vorbit adulții. De fapt, păreau că nu vorbesc deloc, însă ea și Elizabeth erau deja prietene din fotolile lor. Amândouă își studiau rochițele asemănătoare în nuanțe diferite, dar și păpușa pe care și-o ținea fiecare la piept. Da, aveau să facă un joc cu păpușile în iarbă pe cinste, imediat probabil ce terminau adulții de gustat din ceaiul acela foarte frumos mirositor. Acestea au fost primele amintiri al micuței fetițe când a sosit în lumea cea nouă, la începutul unei noi vieți. Și-a mai amintit cum, în zilele care au urmat la biserica din apropierea casei, un preot a botezat-o și a stabilit numele. Dido Elizabeth Belle Lindsay, fiica legitimă a unui comandant al Marinei Britanice, iar la această ceremonie de botez au participat cu mare fast și câteva persoane foarte elegante, dar cel mai important era că acolo a fost prezentă Elizabeth, prietena ei de joacă. A fost tatăl ei și unchiul William și mătușa Elizabeth și Lady Mary. Restul amintirilor s-au adunat și s-au mai estompat ulterior, căci avea acum de trăit atât de multe lucruri interesante încât nu mai știa nici la care să fie mai atentă și pe care să o păstreze mai prețios. Își amintea cum petrecea ziua întreagă cu Elizabeth și Lady Mary, care nu era doar sora lui William Murray, contele de Mansfield, dar era și guvernanta și învățătoarea lor. Avea o cameră în care dormea împreună cu Elizabeth, fiecare în patul ei pufos și cald, cu cearceafuri curate și plăcut mirositoare, și amândouă luau mesele împreună cu străunchii lor. Nici Elizabeth nu avea părinții cu ea și din acest motiv erau și mai prietene și mai la fel, nu doar că aveau aproape aceeași vârstă. Cel puțin lui Dido, tatăl ei trimitea mereu vești de pe mare, în care îi spunea că și mama o iubește. Ce fericită era când Sir William îi citea scrisorile primite. Și când primea câte un desen de la tatăl ei, îi oferea și ea unul la schimb, unul în care erau ei toți, și Elizabeth, și unchiul și mătușa, și Lady Mary, și pe un colț de pagină mai desena și câte o pisică și un câine sau câte un ponei. Iar părinții lui Elizabeth mai veneau din când în când la Kenwood, mai mult tatăl ei, Sir David Murray, moștenitorul domeniilor și al averilor lordului Mansfield. Și era mai mereu încărcat de daruri pentru amândouă, mai ales ciocolata, atât de minunată și frumos învelită în hârtie colorată, pe care și ea și Elizabeth o așezau între paginile cărților din bibliotecă. Mama lui Elizabeth murise când era foarte mică și fusese iubită la fel de mult de către tatăl său. Iar Dido se străduise intens să înțeleagă că Elizabeth s-a născut în altă țară, pentru că mama ei era austriacă, o contesă frumoasă din Saxonia. Într-adevăr, lecțiile acestea despre propriile lor origini o interesau cel mai mult pe Dido, mai mult decât pe Elizabeth, care nu părea atât de dornică să-și cunoască toate rudele îndepărtate. Dar ea era atât de fascinată de lumea aceasta încât învățase toate rangurile și titlurile fiecăruia înaintea lui Elizabeth. Doar că Elizabeth se născuse în Varșovia și nu-și amintea prea mare lucru despre țara ei și despre mama, dar tatăl era ambasador și mereu însărcinat cu fel de fel de treburi care se discutau în biroul cel mare al lordului Mansfield. Îi plăceau aceste lecții de istorie, despre istoria britanică, dar și despre istoria familiei lor, încât an de an o ruga pe Lady Mary să-i povestească, să îi le repovestească. Iar când a învățat să scrie, își făcea singură jurnale personale în care își trecea cu meticulozitate pe toți cei pe care avea onoarea să-i întâlnească în casa străunchiului său, lordul Mansfield. A înțeles imediat rolul fiecăruia și legătura de sânge dintre toți. A înțeles că ea, fiind o fiică recunoscută, deși legitimă, se bucura de drepturi mari, în ciuda culorii sale atât de neobișnuite. În vreme ce educația se desăvârșea și ea creștea alături de Elizabeth, lui Dido îi se explicau unele diferențe dintre statuturile lor, ale fetelor. Începuse să înțeleagă diferențele dintre ele, diferențe pe care a fost nevoită să le accepte. Așa era lumea, așa era societatea. Știa că culoarea pielii ei era un subiect de discuție în rândurile caselor nobile. Era nemai văzut ca cineva ca ea, o mulatră, să primească educație și respect egal cu al unui nobil. Dar în casa străunchiului său niciodată nu s-a pus problema să fie diferențiată de Elizabeth. Era familia ei, erau verișoare, iar acest lucru li se spunea în fiecare zi. Într-adevăr, ceea ce urmează să vă povestesc de acum, dragii mei, va urma un alt fir narrativ. Dido a crescut la Kenwood cu toată iubirea pe care străunchii săi i-au acordat-o și Elizabetei. Ambele fete au sosit aproximativ în același timp în casa lui Sir William Murray, primul conte de Mansfield, marele lord al justiției. Ea avea aproape 6 ani, Dido, când tatăl ei a adus acolo, iar Elizabeth sosise de numai câteva luni, împreună cu Lady Mary, ca bonă. Sir William și soția sa, Elizabeth Finch, n-aveau copii și erau destul de în vârstă. Moștenirea domeniilor și a titlurilor reveneau acum tatălui lui Elizabeth, David Murray, care era ambasador și viconte de Stormont, apoi avea să fie cel de-al doilea Lord Mansfield, după Sir William. Tatălui Elizabeth, a aflat mai târziu Dido, studiind arborele genealogic al familiei, era nepotul cel mai apropiat al lui Sir William, fiind fiul fratelui mai mare al lui Sir William. Tot David Murray se numea și el și era al șaselea conte de Stormont, iar tatăl Elizabetei avea să devină al șaptelea viconte de Stormont. Și în plus, fiind primul fiu al primului moștenitor, avea să moștenească și averile lui Sir William. Dido își nota cu mare atenție în jurnale impresiile despre celelalte surori ale lui Sir William pe care avea ocazia să le cunoască. Una dintre ele, Margery, adică Mary, era guvernanta lor, trăia sub același acoperiș cu ele, însă Sir William mai avea câteva surori și frați care nu avuseseră moștenitori și nu trăiau cu ei. Amelia, sora mai mică a lui Sir William Murray, era un nume mai special pentru ea. Îi era atât de drag numele acesta pentru că era mama tatălui său, se căsătorise cu Sir Alexandru Lindsay și avuseseră un fiu pe tatăl său, care devenise viceamiral al Marinei Britanice. Da, tatăl ei era un om foarte important și un om extrem de bun, iar ea și Elizabeth nu erau surori adevărate, dar erau crescute precum două surori. Erau verișoare pentru că tații lor erau veri primari, iar ele erau verișoare de-al doilea. Dido și-a dat seama imediat că unchiul și mătușa sa erau unii dintre cei mai influenți oameni din Anglia și că în casa lor venea mereu lume extrem de nobilă. Era tratată cu iubire și cu destul de multă egalitate, ca să o spună drept, de către cei din familie, dar și de către slujitorii care erau toți de o altă culoare a pielii, cea albă. Dar n-a contat. Firea micuței, prietenoasă și veselă, avea să-i farmece pe toți. Apoi se dovedea că avea o inteligență sclipitoare care a ajutat-o să asimileze în foarte scurt timp o sumedenie de noțiuni, în special să scrie și să vorbească în câteva limbi străine. Nimeni nu mai văzuse vreun negru vorbind în latină sau în franceză cu atâta grație, iar când la unele cine sau dineuri era prezentă, lumea era fascinată de vocea ei, acompaniată la pian. Avea aceeași haine frumoase ca Elizabeth, aceleași jucării, studiau împreună aceleași materii, ba chiar Dido se dovedea mai pricepută la artă și muzică, unde o întrecea pe Elizabeth. Însă începuse să observe că nuanța pielii sale era mereu o curiozitate pentru cei din jur. Unii chiar nu acceptau ca un diplomat de un asemenea nivel, un om atât de important al Angliei, să primească la masa sa sau să trateze cu atât de mult respect o fiică nelegitimă, a cărei mamă era o sclavă, o femeie neagră. Iar lui Dido se explica că în unele ocazii era mai bine să nu participe la toate cinele festive care se dădeau în acea casă. Va avea să fie respectată și iubită la fel, dar că era mai bine să nu fie prezentă. Societatea nu era pregătită. Ne imaginăm că pentru marele lord al justiției să aibă o asemenea atitudine față de o copilă mulatră era un mare punct de atracție pentru importanții oameni din stat. În plus, cazurile juridice pe care le prezida aveau deseori ca subiect sclavia. Nu știm multe, nu s-au devoalat multe despre primii ani ai celor două fete. Cum era obiceiul, au fost expuse puțin, deși într-o familie cu asemenea prestigiu era dificil să nu se știe că, la egal cu o nepoată moștenitoare, era și o alta, de o altă culoare. Elizabeth și Dido ajung la vârsta când urmau să se căsătorească, iar la Kenwood House aveau să se dea un șir lung de recepții la care Dido nu putea participa. Nu știm cu câtă ușurință și-a înțeles originea și adevăratele limite sociale cauzate de culoarea pielii sale, dar pe semne că a fost atât de bine tratată încât a observat mai degrabă beneficiile din spatele statutului său. Citise și ea legislație, avea un unchi judecător, știa că în societatea englezească un fiu ilegitim, mai ales de culoarea pielii sale, rezultat din uniune atât de diferite ca statut social, n-avea aproape niciun drept legal. Știa că nu primea nicio mică parte din privilegiile pe care ea le avea și de care se bucurase. Buna educație primită pe semne a făcut-o să fie îndreptată către ceea ce era cu adevărat demn și nobil să înțeleagă din povestea ei de viață. Era o fată de culoare, o mulatră, chiar dacă venise recunoscută de către tată și educată ca o nobilă, dar Nu avea avere impresionantă și chiar de-ar fi avut, era o femeie și una neagră, cu șanse aproape zero să aibă o căsătorie respectabilă, în ciuda frumuseții sale evidente. Însă avea ceva privilegii și nu era doar o negresă liberă, ci și o fiică de nobil, cu toate că pentru mulți acest lucru n-avea relevanță. În vreme ce se bucura de protecția unui unchi influent și de aprecierea celor din familie, iar statutul său legal îi confera libertate și ceva drepturi în societate, mai erau unele legi nescrise, de la care oamenii din unele familii bogate, mai toate de fapt, nu derogau. Nimeni nu era doritor să-și aducă în linia de sânge nobilă un sânge de sclav, o culoare neagră a pielii, deci fusese instruită să nu spere la o căsătorie prestigioasă, spre binele ei. Dido își cunoștea rolul în societate și poziția pe semne. Era fericită și mulțumită și așa, se simțea iubită de unchiul și de mătușă, iar la rândul ei căuta să fie cât mai de ajutor. Nu doar că avea o caligrafie impresionantă și își ajuta unchiul ca secretară copiind sau redactând pentru el scrisori, dar își mai luase și îndatoriri de a avea grijă de reședința Kenwood, îndatoriri foarte mari. În vremea aceea, la Kenwood, viața se derula liniștit. În restul societății era oarecare forfătă și neacceptare a pielii de altă culoare a oamenilor, sclavi care soseau tot mai numeroși în casele bogaților. Dragii mei, sunt multe relatări despre povestea lui Dido Belle, unele mai fanteziste decât altele. Sunt și ecranizări extraordinare care accentuează rolul absolut minunat al marelui lord al justiției într-unul dintre cazurile cele mai celebre referitor la comerțul cu sclavi. Însă, în aceste ecranizări, povestea lui Dido a fost mult schimbată, a ei și a Elizabetei, verișoara împreună cu care a fost educată atât de înalt. Noi vom continua să povestim întâmplările adevărate din viața lui Dido, lăsând pe final de material versiunea mai romanțată. Povestea lui Dido prinde un alt contur, pe vremea când cele două fete ajung la vârsta căsătoriei așadar. Elizabeth, fiica moștenitorului și domeniilor Kenwood și Scone Palace, a fost cerută în căsătorie de un alt văr de-al lor, un văr foarte apropiat, un nepot din partea mătușii sale Elizabeth Finch, cea care era căsătorită cu Sir William Murray. E bine, logotnicul lui Elizabeth se numea John Finch Hatton și era un moștenitor și el, iar cei doi s-au căsătorit pe când Elizabeth avea 25 de ani, o vârstă relativ târzie. Nu știm din ce motiv nu s-a căsătorit mai devreme, așa cum se obișnuia în acele timpuri. Probabil de vină să fi fost boala mătușii Elizabeth Mansfield, care să fi survenit în 1784, pe când Elizabeth avea 24 de ani. Atunci a și decedat. Tatăl ei se recăsătorise și el de câțiva ani cu o femeie cu 2 ani mai mare ca Elizabeth. Se recăsătorise după 10 ani de la moartea Henrietei de Bruneau, mama sa, dar fără să uite de iubirea pe care i-a purtat-o ca primă soție. Tatăl și mama vitregă îi făceau dese vizite lui Elizabeth la Kenwood, cu cei 5 copii al lor, 5 frățiori micuți. Atunci a aflat și Dido marea iubire pe care și-o purtaseră părinții lui Elizabeth. La înmormântarea contesei Bruneau, inima i-a fost scoasă, îmbălsămată și păstrată într-o cutie de aur, iar tatăl acesteia, David Murray, din ce spun sursele, o purta cu sine mereu în călătoriile sale diplomatice. Mulți ani mai târziu, inima i-a fost dusă și îngropată la Scone Palace, locul de origine al familiei Murray. Așadar, Elizabeth s-a căsătorit destul de târziu cu o rudă apropiată, sub o procură, devenind Lady Elizabeth Finch Hatton. A fost moștenitoarea unei averi impresionante, dar și a unei averi din partea unchiului William Murray, lordul justiției. Dido n-avea încă un pretendent la cei 26 de ani. A supravegheat de asemenea curtea de păsări de la Kenwood, producția de lactate și, nu o să credeți, era un hobby obișnuit pentru femeile rafinate la acea vreme. Era o dovadă de bună administratoare, nu fermieră, așa cum pare astăzi. Totuși, activitățile ei s-au schimbat după nunta verișoarei Elizabeth. A rămas la Kenwood, fără însoțitoarea ei apropiată cu care crescuse, dar în urma prieteniei lor, care avea să dăinuie în inimile tuturor, a rămas un tablou care a fost cu mare onoare expus la Kenwood. Înainte ca Elizabeth să plece în luna de miere alături de soțul ei, cele două fete au fost pictate din ordinul lui William Murray de către un pictor celebru, Tabloul nu este semnificativ pentru uzanțele și tratamentul neobișnuit primit de către Dido, o fată de culoare, în casa unui nobil englez, ci pentru faptul că era un mesaj important în lupta contra sclaviei. În vremurile acelea, Sir William s-a pronunțat într-unul dintre cazurile cele mai controversate ale vremurilor, vremuri în care comerțul transatlantic cu sclavi era la apogeu, iar prosperitatea economică a Marii Britanii, trebuie să spunem drept, se baza pe munca cu sclavi, pe schimbul comercial cu sclavi din coloniile americane, din Indiile de vest. Lumea era înverșunată împotriva sclavilor, iar mulți îi foloseau în casă ca servitori. Faptul că un înalt judecător ca Sir William avea în casă nu doar o fată de culoare neagră, dar era și tratată ca egal al unui nobil, îi oripila pe cei care doreau din adinsul să țină opinia publică negativă în privința sclaviei. Aceștia erau cei care făceau avere de pe urma sclavilor până la urmă. Însă, opinia asupra sclaviei începe să se schimbe, iar cel mai mare judecător al Angliei a fost primul care a pus o temelie către acest drum spre abolirea sclaviei. O tratase pe Dido uman, ca pe un egal de al său, iar iubirea față de această strănepoată din casa sa a fost poate un exercițiu crucial într-unul dintre cele mai importante cazuri din cariera sa de judecător. Toate adunate împreună, strănepoata Dido, cazul Somerset, tabloul de recunoaștere oficială a legalității dintre rase, tablou care se afla în casa sa, au fost primele pietre de temelie către abolirea sclaviei în acea perioadă. Dar să ne întoarcem la perioada când Dido era încă împreună cu Elizabeth în casa lordului Mansfield. În acea perioadă, străunchiul lui Dido, lordul Mansfield, a fost Lord Chief Justice, cel mai puternic judecător din Anglia. El a prezidat o serie de cauze judecătorești care au examinat legalitatea comerțului cu sclavi. În cel mai semnificativ dintre acestea, cazul James Somerset, lordul Mansfield a hotărât că sclavii nu puteau fi trimiși cu forța din Anglia în afara țării. Nu știm dacă afecțiunea lui pentru Dido a influențat opiniile lordului Mansfield cu privire la comerțul cu sclavi. În rezumatul procesului, el descrie sclavia ca fiind un act odios, dar, în calitate de Lord Chief Justice, a trebuit să respecte o citire strictă a legii. În timp ce cazul Somerset a fost un punct semnificativ de-a lungul drumului către abolirea sclaviei, n-a putut să pună capăt comerțului cu sclavi, iar Mansfield era clar conștient de acest lucru. În cei 20 de ani cât a mai trăit Sir William Murray, primul conte de Mansfield, în calitatea sa de Lord Chief Justice, e bine, cele două fete, Dido și Elizabeth, au fost exemplul cel mai bun de egalitate între rase. S-au implicat tot mai mult în îngrijirea sănătății lui Sir William, care lucra tot mai mult la cazuri tot mai importante. Acesta le răsplătea de fiecare dată cu atenție și cu dragoste, iar la ziua de naștere a lui Dido, aceasta fiind amintită în iunie în fiecare an, primea un cadou de 5 guinee, o avere. Deși ilegitimitatea și culoarea pielii, în ciuda toate, i-a limitat progresul în societate, Dido s-a căsătorit pe când avea 30 de ani cu John Davinier, un tânăr de origine franceză. Era un steward, un slujitor senior la Kenwood, și împreună au avut 3 băieți, primii 2 fiind gemeni. Au locuit la Pimlico, Londra, unde băieții au mers la școală până la moartea lui Dido în 1804, când avea 43 de ani. Nu știm nimic despre cei 3 copii ai săi, despre culoarea pielii lor, despre provocările sociale prin care au trecut. Sclavia nu se abolise, dar cetățenii britanici de culoare erau tot mai mulți și priviți cu mai multă indulgență și umanitate, mai acceptați în societate datorită influenței lordului Mansfield. Ce nu se știe despre viața ei, despre povestea ei, ei bine, deși ecranizările spun multe povești diferite, se pare că Dido a primit ceva avere de la tatăl ei și de la Lord Mansfield, dar nu atât cât să fie putred de bogată. De la tatăl său a primit un fel de rentă de câteva sute de lire anual, suficiente pentru a supraviețui, iar Lordul Mansfield i-a lăsat o anuitate de 100 de lire sterline și o sumă forfetară de 500 de lire, o sumă aproximativă a 40.000 de lire sterline în banii de astăzi. Era o sumă confortabilă, nu o avere. Ecranizarea pe care vă recomand cu bucurie, filmul Belle, mai ales că a fost sursa imaginilor acestui material, vorbește despre o poveste financiară mult diferită a celor două fete. În realitate, zestrea de căsătorie numai a lui Lady Elizabeth Finch Hatton a fost de aproximativ 17.000 de lire sterline. Suma de 10.000 de lire a fost oferită de către Lordul Mansfield, apoi a mai primit o sumă suplimentară de vreo 7.000 de lire de la tatăl său și, bineînțeles, și din partea mătușii sale încă 12.000 de lire, deci avea câteva sute de lire anual ca avere. Elizabeth. Povestea părinților lui Dido a fost și ea diferită față de această minunată ecranizare. Dacă vizităm site-ul web al Palatului Scone, acolo unde este actual depus tabloul celor două verișoare, aflăm o altă versiune a poveștii lui Dido Belle, o poveste care are la bază și mărturii directe păstrate în arhivele casei Kenwood, unde aceasta a crescut. Se pare că tatăl lui Dido, John Lindsay, a devenit contraamiral și a decedat la vârsta de 54 de ani, pe când Dido avea aproape 28 de ani. I-a scris și a vizitat-o după fiecare misiune la Kenwood. În plus, a rămas în contact strâns cu mama lui Dido, Maria Belle, pe care a eliberat-o din sclavie, dar fără să o aducă pe pământ european. Ea a rămas să trăiască în Pensacola, Florida, cu propria ei casă și un mic teren oferit în dar de John Lindsay. Maria Belle a devenit una dintre primele femei afroamericane libere, deținătoare de proprietăți. Nu cunoaștem detalii despre corespondențele eventuale dintre mamă și fiică. V-am propus acest material, dragii mei, pentru că povestea lui Dido Belle este prima picătură care a dus la modificarea unor condiții umane în Anglia georgiană. În această poveste este remarcabilă nu doar dedicarea și iubirea soților Mansfield față de Dido între zidurile casei Kenwood, dar mentalitatea atât de diferită a celor din clasele înalte, nobili care nu puteau concepe să trateze un negru ca pe un egal de-al lor. Asistăm la o abordare respectuoasă față de altă rasă umană, un tratament uman care în acea vreme era foarte rar întâlnit, în mai toate păturile sociale englezești. Într-adevăr, Sir William Murray, primul conte de Mansfield în calitate de mare lord al justiției, era un om nu doar de o cultură extrem de vastă, dar și de o bunătate ieșită din comun, un judecător drept și foarte respectat. După numele său s-a numit orașul american Mansfield din Massachusetts. A fost cel mai puternic jurist britanic al secolului, iar deciziile lui Mansfield au reflectat epoca iluminismului, au mutat țara, într-un fel sau altul, pe calea abolirii sclaviei, a avansat dreptul comercial în modul care a contribuit la stabilirea națiunii ca lider mondial în industrie, în finanțe și în comerț. Contribuțiile sale ca judecător, ca jurist britanic, n-au fost puțini, au fost chiar foarte mari. Dar este foarte posibil ca apariția în viața nepoatei sale Dido să fie exact elementul social de care societatea englezească să fie avut nevoie subtil, încât să facă o mutare de conștiință legată de subiectul sclaviei. Încercăm să ne imaginăm pe Dido nimerind într-o familie mai puțin prestigioasă sau chiar săracă, unde să fie tratată egal și cu respect. Ce șanse ar fi avut în acel mediu inferior ca imaginea ei, pictura alături de Elizabeth, amândouă cu naturalețe ieșită din comun, să fie un act de îndrăzneală și un mesaj social atât de puternic? Nu, tabloul celor două verișoare, prezentat tuturor la Kenwood, a fost exact mesajul potrivit în locul potrivit. O legătură umană firească, un tratament familial potrivit, un exemplu de atitudine și de educație, prezentat de către Sir William Murray, fără nicio opreliște, exact în reședința în care mulți alți oameni de stat aveau să vină. Toată lumea se întreba cine este fata neagră din tablou, un tablou care spunea atât de mult despre regulile din acea casă, despre principiile care se respectau acolo. Schimbarea legislativă pe care el ca judecător n-a putut să o facă cât era în viață a început deja cu mult înainte, cu mici gesturi, direct din casa lui, prin exemplul său personal. Sclavia a fost abolită, dragii mei, în Anglia la aproape 30 de ani după decesul lui Dido Belle, în 1833.